Prezentați-vă, ce sunteți? Eu sunt Oleg Breda, activist civic. Activist civic. Vreau să asist la actul de justiție. Deci nu m-a explicat. Dar știți ce este în proces? Încă nu știm ce se examinează. Poate sunt parte în proces. Dumneavoastră nu sunteți parte în proces. Dumneavoastră nu știți. Nici n-ați anunțat ce ședință are loc acum. Vă rog să anunțați instanța, verificați prezența părților și după aceea am plecat, că n-o să insist. Domnul judecător, nici nu știu cum vă numiți. Nu pot să-mi încalc încheiere închisă. De acord, dar deschiderea ședinței și pronunțarea n-are cum să fie închisă, pentru că nu-i ședință secretă. Închisă, dar nu-i secretă. Deci nu vreți să deschideți ședința din cauza mea. Nici măcar n-ați prezentat instanța. Poate eu documentez acum prezența altui grefier. Sau... Acum, ceea ce faci, să medicați, să examinăm cauza penală și niște acțiuni prevăzute în codul convențional și dacă nu chiar în codul. Dacă n-ați început ședința, nu suntem în ședință de judecată, noi discutăm acum în spațiu public despre actul de justiție. Nu-i ședință, dumneavoastră nu v-ați prezentat, măcar nici nu spuneți ce cauză vreți să examinați. Pur și simplu mi-a zis că n-am voie să respir, dar eu am voie să respir până la proba contrarie. Vă rog să anunțați dosarul, verificați prezența, că eu am impresia că vreți să examinați în lipsa unor părți, de exemplu, în dosar. Dați-mi voie să documentez. Dați-mi voie să mă îndoiesc că faceți justiție corectă. Dumneavoastră nu aveți de unde știți ce fel de persoane sunt, cât timp n-ați făcut apelul. Poate eu sunt parte în proces, poate oamenii ăștia m-au angajat și eu deja îi reprezint. Nu vreți să faceți apelul? Eu vreau să văd cum faceți apelul, cum se prezintă instanța. Eu moft, cer prea mult. De păcate, nu tot timpul facem ceea ce dorim. E bine, dar sunt niște legi care trebuie să respectăm și dumneavoastră sunteți... Eu nici măcar nu știu cine sunt. Poate sunteți un impostor care a îmbrăcat o robă și pretinde că e judecător. Toți avocații, toți procurori au astfel de haine. Nici măcar nu v-ați prezentat cine sunteți. Nici măcar nu știu cine sunteți. Dacă Constituția o văd și o cunosc, dar în rest nu cunosc pe nimeni în sala asta. Dar eu pot să vin în ședință în care nu-s chemat. Ea ca eu-s deșeala a dracului. Eu-s deșeala a naibii. Vă rog să prezentați ședința și instanța. Dacă nu aveți secrete, dacă nu vă comportați ca mafia, vă rog să prezentați ce dosar examinează, cine spărțele și am plecat. N-am ce să rămân dacă ședința închide. Da. Dar ce importanță are? Eu putem să vin și neinvitat. Să... Acum și o să vă scoat ochii ce m-ați invitat. Vă spun că legea nu-mi permite. Da. Nu putem să încălcăm legea, deoarece cineva... Nu privăstine, noi am ieșit și la presconferință la IPL, noi am ieșit și la televiziune, noi pe stătă loc ieșim cu cineva. Nu vă oprește nimeni, dar aici... Pentru că noi știm că nu-i dreptate, noi ne să faci dreptate. Acum nu-i ședință. Dar nevoastră să mă știți, să mă știți, să mă știți. Noi ați făcut cunoștință, ați solicitat material. Ați văzut că material este în comisie, pe care s-a decis examinarea ca plângere în ședință închisă, deoarece așa prevede articolul 212 și jurisprudența Curții Europene. Deci acum, dumneavoastră, ne solicitați, noi să încălcăm legea și să încălcăm prevederile încheierii care au fost emise pe care au fost. Încheierea ce nu poate să încalce drepturile omului. Am dreptul să mă informez despre ce se întâmplă în justiție. În nașa strană работали 5 advocat, cătorul procurora zăcrâli 7 rol. Deci, mă ne mai greu работа с адвокатами, мы вынуждены пригласить. Ну, вот это, авес адвокат. У вас есть адвокат? У нас есть адвокат Батарюк, но он не работает с нами. Ему закрыли, ему închis gura. 5 адвокат, латец ли со пост închis gura. Singurii avocați au spus că noi nu putem să facem nimic, fac presiune procurorii. Noi și probabil judecătorul îi place. Nu putem să examinăm plângerea de cauză, deoarece dumneavoastră nu vrește să părăsați sala. Voi și-ați văzut ce nu vrem acea ce s-a plângerea. Dacă dumneavoastră cuvinte, ce și chitimează de fiind, dacă putem să examinăm, dacă dumneavoastră solicitați, putem să stăm așa până mâine. Domnul Bregă, ce e? Mă prozit, că eu pedeviu, кто судится, кто с кем судится и по какому делу. Судья не хочет говорить. Чьи информации секреты, кесть ясно? Чьи не кучи не сажуют, и кучи не партичи по нашей венце? Часто информации секреты. Я знал, что есть определение, где указано ясно, что данный
заседание рассматривается в закрытом виде. Да, și eu la ședință nu rămân. Dar anunțați cine și ce examinează. Nu faceți secret din asta. Cum o să aibă oamenii încredere în justiție dacă faceți secret? Scrivaiți-o все. Если отучить спать, если вам нужно для прессы, для органов масс-медиа, то есть иногда нужно документы с репрезентантом органов масс-медиа. Что скрыть, для чего скрыть общественные органы масс-медиа, ладно, скрыть даже не масс-медиа. Сам все это различие, ладно, экзамен. Да, а кума держа есть и низ инкиери, когда дата, где нос, то есть воем. Да, шадинца, но не путь, но я ша. Шадинца, по свежанию, где есть самое время скоманат. Deci și dumneavoastră nu puteți... Păi da, și acum eu am venit și dumneavoastră nici măcar n-ați început ședința. N-ați anunțat cine și ce se zice. Eu vorbesc în limba română. Și eu în română, da. Mă exprim clar. Da. Eu nu știu cine sunteți, nici măcar nu v-ați prezentat. Eu nu știu ce fel de judecător face astfel de abuzuri. Pentru ce să mă prezint? Ca să știu cine mi încalcă drepturile fundamentale. Știți că încalcă drepturile fundamentale? Da, eu sunt convins. Da, sunt convins. Dumneavoastră nu știți niște abuzuri fundamentale. Sunt fondate. Despre care vorbiți drepturi, vorbiți despre cui drepturi. Ale mele drepturi. Dreptul de a mă informa din prima sursă, în instanța de judecat. Să lucrăm astăzi și probabil o să fim nevoiți să schimbăm poliția. Dacă dumneavoastră asta doriți, atunci și... Eu doresc să facă justiție. Dacă dumneavoastră nu vreți să faceți justiție, chemați poliția, mafia, puteți să o chemați. Secretne даже, da. Даже имя судьи не знаем. Если у вас есть адвокат, можете с ним проконсультироваться. Даже имя судьи не знаем. Адвокаты с нами не работают. Никто не хочет работать там. Все боятся прокуроров. Все боятся. Да, тут тот адвокат. А почему 14 судей вашего суда сектор Чкана обратились с заявлением на имя президента, Министерства юстиции о том, что прокуроры мешают работе судей?